Bună, dragilor! Așa, după cum probabil unii dintre voi deja știți, eu sunt diabetic. Acum o săptămână am fost grav, grav, grav bolnav. Foarte bolnav. Ceva infecție la rinichi. Inițial am crezut că poate am vreo piatră, cumva o picat pe canal. Da. Medicul meu de familie a spus că este doar o infecție. Nu una simplă. O săptămână de zile m-a ținut, o săptămână de zile. Vomitam, febră. Am dat antibiotice. În final mi-am revenit, dar nu definitiv. Încă nu pot urina așa cum trebuie, cum era normal. Greu. Am ajuns și etapa asta din viață în care să fiu înconjurat numai și numai de medicamente. Peste tot medicamente. Uitați. Sertar plin cu medicamente. Numai medicamente. De ce m-am hotărât să fac video asta, clipul ăsta? Pentru a vă arăta și vouă ce o să folosesc eu de acum încolo. Un nou medicament. Se numește așa. Aici spune de câte ori să-l iau. De fapt, este vorba despre o injecție. Asta e prima oară când îl desfac. Nici eu nu știu cum să-l fac. Adică m-am interesat. Am cum trebuie folosită. Uitați. Este așa un pen de asta. Silindă. Oh. Aici sunt vârfurile, cred că de lac. Și că e asta. Ce se desface? Așa. Chelari. Aha, aici e 0. 0. Așa de fapt. Wow, aici lichidul. Ciudat. După aici. Wow. Wow. Un ac aici. Un ac subțire. Bun. Vedeți un filet aici. Prin ăsta aici. Aha. Ei, să punem acolo, să
Mai este un dopuleț aici. Uite el. Și uite. Un dopuleț aici. Ia. Acum. Se întoarce de asta. Doza. 0,25. Nu știu ce să stea. Miligrame, centigrame, nu, miligrame scrie. Scrie miligrame. Și acum? Acu. Ce îți faci aici în zona burticii? Adică pe burtică. Aici. Nu avem treabă cu asta. Oh. Avem burtică. Punem aici la burtică. Aici pun undeva. Înfigem asta. Și știi că trebuie să ții 10 secunde. Ia. Lup! Bă, dar nici nu am simțit. 10 secunde. 10 secunde. 1. 2, 3, 4, 5, 6, vezi, cu popatul înainte, ok. Slang. Mamă, stau încă mai cu geamă. Hm? Încă mai curge. E zero. Cred că s-a făcut. Dar aici este mult și bine. Eu că lichide. Și ăsta încă mai curge. Sper să fie ok. Ce fac acum? Pun ăsta aici. Ah, stai că s-ar trebui scos acum, gata. Așa, mă. Așa, mă, nu-i greu. sunt moș. Barnist. Așa, frate. Să facem. Prezint așa. Am luat și că trebuie să o pun la frigider. Punem căpăcelul. Medicamente. Medicamente. Interesant. Data viitoare zice să schimbăm partea. Schimbăm. N-am vrut să vă arăt și vouă. Spun și vouă despre noul meu medicament. Aici era una, că am vrut să împing asta în urmă. Am înțupat mâna. Așa. Luăm noi. Ok. Aici sunt acele. Încă 4 porțioare. Data viitoare. Băgăm aici la noi la medicamente. Prospectul. Punem cutia asta, mă țin cutia. Vă țin, că fiindcă voi pune în ea în ăsta, și că aici să notezi. Da, mă, e bine să scriu asta. Da, să scriem data. Scriem data. Încă suntem azi, 31. Zero, opt. Două mii douăzeci și doi. Așa. Să punem aici ora.
M-am injectat la 5:30. 17:30. Ok. Faină. Data viitoare, ca să știu. Peste o săptămână mai fac una. Să face una la o săptămână. Doamne, dai. Să mă simt mai bine. Vindecat de diabet. Nu știu. N-am auzit. Spun unii, da? Cred că sunt povești. Eu așa persoane, nu știu să fiu vindecat. Chiar doctorul meu este diabetic, exact tip 2 ca și mine. Și doar el le știe cu medicamente, cu astea. Da, dar a slăbit tipul, a slăbit 36 de kg în 6 luni. Da? Știi, poate slăbi și eu, nu? Am slăbit ceva, da? Oh, ca să te pun în frigider. Prospectul, hai că-l pune și pe ăsta aici. Am citit mai. Ok. Vă las, dragilor. All the best. Numai bine. Mă voi duce la urcat de scări. Facem puțin condiție fizică. Astăzi fi că am fost liber. Mâine la munci. Pupa!